Accident rutier mortal luni 19 august după lăsarea întunericului la Cristești pe drumul Național 2. Un bărbat de 49 de ani ar fi vrut să treacă strada printr-un loc nepermis și a sfârșit sub roțile unui camion. Potrivit unor surse neoficiale, localnicul ar fi fost băut. La data de 19 august anul curent, poliția a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 despre faptul că pe DN2 în interiorul localității Cristești a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că șoferul unui ansamblu de vehicule ar fi acroșat un bărbat de 49 de ani care s-a angajat în traversarea drumului printr-un loc nepermis. În urma impactului, pietonul a decedat. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultând faptul că nu se afla sub influența alcoolului. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. La fața locului a fost trimisă o ambulanță, iar echipajul medical a încercat să-l salveze pe pieton. Din păcate, rănile suferite au fost mult prea grave. De precizat este faptul că în zona au avut loc în ultimii ani mai multe accidente rutiere grave.